Salut prieteni și bine v-am regăsit! Numele meu este Valeriu și mă bucur să ne reîntâlnim la un nou episod din proiectul Schimbă-ți viața, luptătorule! În episodul de astăzi o să vorbim despre take action. Ia acțiune. Trebuie să iei acțiune dacă dorești să ajungi la nivelul următor. Din păcate, marea parte dintre noi luăm prea puțină acțiune. Dacă am luat mai multă acțiune în viața noastră și am pune mai mult în practic, credeți-mă că viața noastră ar ajunge la un alt nivel. Sunt sigur că de nenumărate ori ai avut niște idei geniale care erau gata să te propulseze în vârf. Dar, dat faptului că nu le-ai pus în practică și nu ai luat acțiune, au rămas doar la stadiu de idei. Sau, de câte ori ți s-a întâmplat să știi exact unde este problema și unde trebuie să iei acțiune pentru a ajunge la nivelul următor și n-ai făcut nimic. Ei bine, mie personal mi s-a întâmplat de foarte multe ori și încă mi se mai întâmplă aceste lucruri. Din acest motiv, trebuie să fim foarte atenți și să luăm acțiune în toate categoriile vieții. Fie că dorești să ajungi un antreprenor de succes, trebuie să iei acțiune. Fie că dorești să trăiești mult mai sănătos, trebuie să iei acțiune. Chiar dacă dorești să ai un corp mai bun sau să ai o relație mai bună cu oamenii din jurul tău, trebuie să iei acțiune. Iar principiile pe care am să le împărtășesc cu tine în acest episod sunt sigur că o să te ajute extrem de mult. Înainte să scriu acest episod, mi-am întrebat prietenii de ce cred ei că oamenii nu iau mai multă acțiune în viața lor pentru a ajunge la succes. Apropo, această întrebare ți se adresează și ție. Deci, de ce crezi tu că oamenii în general nu iau acțiune, nu pun în practică ideile și planurile lor pentru a ajunge la nivelul următor? Fie că te referi la persoana ta, fie că te referi la general, sunt tare curios care o să fie răspunsul tău pentru această întrebare. Și exact așa cum așteptam, acești oameni au răspuns similar, chiar dacă acești oameni provin din culturi diferite și din țări diferite. Și anume, noi nu luăm acțiune datorită faptului că ne este frică. Frica se poate ramifica de la caz la caz, dar cea mai întâlnită frică este frica care ne oprește de cele mai multe ori să luăm acțiune, și anume frica de a ieși din zona de confort. Această frică ne sperie cel mai tare, dar odată ce am dizolvat-o și am eliminat-o, viața noastră se va schimba complet. Probabil o mare parte dintre voi acum vă întrebați ce este zona de confort. Ați auzit în stânga și în dreapta zona de confort, zona de confort, ieși din zona de confort, dar nu înțelegeți exact ce înseamnă această zonă de confort. Așa că dăm voie să-ți explic ce este zona de confort. Zona de confort, mi-aș dori să-ți imaginezi o sferă care este în jurul tău, iar în această bulă tu cunoști tot ce ai de cunoscut și știi să faci exact tot ce ai de făcut. Dar atunci când dorești să ieși din această sferă, să înveți anumite lucruri noi, te simți de cele mai multe ori în nesiguranță. Și dăm voie să-ți explic de ce se întâmplă acest lucru. Creierul nostru este creat și conceput pentru a ne ține în viață și pentru supraviețuire. Iar atunci când noi ieșim din această bulă în care creierul nostru se simte confortabil, el trimite semnale de alarmă deoarece nu cunoaște această nouă zonă și crede că este un pericol. Iar așa se nasc toate scuzele pe care creierul nostru le generează. Deși această explicație nu este una academică, sper că ați înțeles cu toții principiul de bază. Știu faptul că nu este ușor să iei acțiune, din acest motiv trebuie o anumită pregătire pentru a reuși acest lucru. Deoarece se petrec foarte multe lucruri interesante cu fiecare dintre noi când ne dorim să luăm acțiune. Este foarte posibil să-ți apară tot felul de gânduri sau tot felul de scuze pentru a te opri din a pune în practicare planul tău, iar din acest motiv am creat tot acest proiect Schimbă-ți viața, luptătorule, și tot aceste episoade pe care le-am creat de asemenea într-o ordine cronologică. Din acest motiv am să-ți explic cât de important este fiecare episod în parte. Primul episod este despre cum să-ți controlezi gândurile. Este extrem de important să știi la ce gânduri să dai atenție și energie și la ce gânduri să nu dai atenție și energie. Dar nu doar atât, atunci când o să începi să reușești să-ți controlezi gândurile, o să poți să stai focusat mai mult pe un anume gând și pe un anume subiect. Dacă ești una dintre persoanele care crede că poate să-și controleze gândurile, te rog să faci următorul exercițiu.
puneți alarma la telefon pentru 5 minute. După care, aceste 5 minute te rog să fii foarte atent sau atentă la respirația ta. Iar de fiecare dată când te prinzi că ești în viitor sau în trecut, te rog să revii cu atenția pe respirația ta. Dacă reușești să stai aceste 5 minute fără să pleci în viitor sau în trecut, te rog să-mi lași în secțiunea de comentarii cum ai reușit acest lucru și totodată vreau să știi faptul că ești o persoană minunată. Dar aș fi pregătit să pariez că după câteva secunde, mintea ta o să te ducă în trecut sau în viitor. Iar atunci când o să începi să-ți controlezi cât de puțin gândurile, o să realizezi faptul că găsești foarte multe scuze. Despre acest subiect vorbesc în episodul 2, Nu găsi scuze. Cu toții găsim cele mai bune scuze pentru a ne sabota, dar în acest episod am să-ți dau câteva trucuri prin care ai putea să nu te mai sabotezi și să treci la următorul pas. Scuzele pot fi de tot felul, ca de exemplu vrei să te apuci de YouTube, dar stai și plângi că nu ai o cameră foarte performantă sau nu ai nu știu ce microfon. Aceste scuze se schimbă de la caz la caz și de la situație la situație. Din acest motiv trebuie să stăm foarte concentrați pe gândurile noastre să găsim scuzele pe care noi încercăm să le găsim pentru a ne opri din activitate și a ne opri din evoluție și performanță. Odată ce o să treci peste aceste scuze, probabil o să te lovești de o altă provocare și anume vocile negative, despre care ți-am vorbit în episodul 3. Am împărțit aceste voci negative în două categorii. În prima categorie am clasat vocile negative intenționate, iar în cea de-a doua categorie am clasat vocile negative neintenționate. Cum bineînțeles vă dați seama, cele mai ușor de recunoscut sunt vocile negative intenționate. Dar bineînțeles că putem să descoperim și vocile negative neintenționate, doar că este mult mai greu să trecem peste vocile negative neintenționate, deoarece aceste voci de obicei vin din partea apropiaților sau din partea familiei. Iar odată ce o să înțelegi faptul că singura voce pe care trebuie să o asculți este vocea ta interioară, sunt sigur că o să te întrebi următoarele cuvinte. De ce să mă apuc? Ce să fac? În ce să-mi investesc timpul? Din acest motiv îți recomand să faci totul din pasiune, dar probabil tu, la fel ca mine și ca mulți alții, nu știi de ce ești pasionat. Și când spun faptul să ne găsim pasiunea, mă refer la pasiunea adevărată, care o facem chiar dacă suntem foarte obosiți, chiar dacă n-am mai mâncat, chiar dacă n-am mai dormit. Spun aceste lucruri deoarece este foarte, foarte important ca ceea ce alegi să faci, să faci din pasiunea adevărată și nu pasiunea să-ți fie aleasă din punct de vedere financiar. Și înainte să faci un anumit lucru să te gândești câți bani să câștigi. Dacă începi cu mentalitatea de bani, nu de pasiune, ai șanse foarte mari să renunți. În episodul 4 îți vorbesc mai multe despre acest subiect și bineînțeles îți dau și niște strategii și niște modalități prin care poți să îți descoperi pasiunea. Dar odată ce ți-ai găsit pasiunea, este foarte probabil să nu ai prea multe cunoștințe în acel domeniu. Din acest motiv, în episodul 5 îți vorbesc despre educație și cât de important este să te autoeduci dacă dorești cu adevărat să ajungi la succes. Bineînțeles că atunci când începi să te autoeduci, vei fi nevoit să faci niște sacrificii și în loc să stai 3-4 ore pe TikTok, pe Facebook, mai bine ai sta și te uita la videouri de genul acesta. În tot acest drum o să apară foarte multe provocări și va trebui să facem foarte multe sacrificii. Din acest motiv, eu personal mă întreb ce este mai util, să stau 3-4 ore pe social media sau să citesc o carte care mi oferă mult mai multă valoare. Despre acest subiect numit sacrificiu îți vorbesc mai multe în episodul 6, unde bineînțeles îți explic și cum să-ți dai importanță mai multă ție decât celor din jurul tău. Iar odată ce am trecut și peste acest pas, este foarte posibil să ne lovim de o altă situație și anume să ne comparăm cu cei din jurul nostru. Un lucru extrem de dăunător care ne oprește de foarte multe ori din drumul nostru spre succes. De cele mai multe ori ne comparăm cu cei din jurul nostru într-un mod dăunător. Dar în schimb, dacă am învăța să ne comparăm cu cei din jurul nostru într-un mod constructiv, am avea mult mai multe șanse să reușim. În episodul 7 îți împărtășesc 5 modalități prin care să nu te mai compari cu alții. Iar odată ce ai trecut prin toate episoadele, crede-mă că luatul acțiunii o să devină o treabă foarte simplă, deoarece nu o să te mai lași condus de ego sau de anumite frici.
Întâlnesc extrem de mulți oameni mult mai talentați și cu un potențial mult mai mare ca mine, dar din păcate acești oameni încă se lasă conduși de unul dintre acești 7 pași. Vreau să înțelegi faptul că doar dacă iei acțiune și pui în practică, poți să ajungi la succes. Prima acțiune pe care trebuie să o faci este să mergi și să urmărești cele 7 episoade din proiectul Schimbă-ți viața, luptătorule. Acțiunea face diferența. Dacă o să ne uităm la toți oamenii pe care noi îi apreciem, o să realizăm faptul că acești oameni au învățat cum să se comporte atunci când iasă din zona de confort. Dacă și noi o să facem același lucru, o să reușim să punem în practică mult mai multe lucruri, iar șansele noastre să ajungem la succes devin mult, mult mai mari. Cum spuneam și în episoadele anterioare, una dintre pasiunile mele este să mă scot cât mai des din zona de confort, deoarece de fiecare dată când mă scot din zona de confort, descoper niște lucruri noi despre mine și totodată am foarte multe de învățat. Îți sugerez să faci și tu acest lucru. Crede-mă că o să ai foarte multe experiențe noi și foarte multe lucruri de învățat. Acum, când ne apropiem de final, mi-aș dori ca de acum începând, de fiecare dată când vrei să iei acțiune și simți că ceva te oprește, să-ți spui următoarele cuvinte. Valeriu Maius poate. Dacă el poate, și eu pot. Și să-ți repeți aceste cuvinte de câte ori este nevoie. Valeriu Maius poate. Dacă el poate, și eu pot. Dacă el poate, și eu pot. Deci vreau să-ți repeți de fiecare dată că simți nevoia aceste cuvinte și vreau ca aceste cuvinte să te motiveze și să ajungi la următorul nivel. Vreau să ții minte acest lucru și să pui în practică aceste cuvinte, deoarece sunt sigur că tu ești mult mai talentat ca mine și ai un potențial mult mai mare ca mine. Dar trebuie să experimentați acest lucru. Fiecare experiență, fiecare fail este un plus 1 pentru voi și trebuie să fiți foarte încântați și foarte bucuroși că aveți șansa să experimentați aceste lucruri și să adunați toate aceste experiențe care ulterior o să vă ajute să treceți la următorul pas. Îți sugerez să urmărești aceste episoade de câte ori simți nevoia. Acest model de episoade ar trebui să le urmărești de mai multe ori, deoarece este foarte multă informație comprimată. Iar de fiecare dată când urmărești un asemenea tutorial, un asemenea episod, o să descoperi câte un lucru nou. Dragilor, acum că am ajuns la final, sper din suflet ca și acest episod să vă ajute enorm și aștept cu nerăbdare mesajele și întrebările voastre în secțiunea de comentarii. Așa că nu uita să vă abonați. Mai mult de atât, donez câte 5 cenți pentru fiecare abonat. Acești bani se vor duce către o cauză nobilă. Dacă vrei să vezi despre ce este vorba și vrei să vezi primul caz social pe care l-am ajutat, poți să găsești linkul acelui video fie aici în colț, fie în descrierea acestui video sau pe canalul meu de YouTube. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să apeși butonul like, m-ar ajuta foarte mult, totodată m-ar ajuta enorm dacă ai share-ui acest video cu prietenii tăi. Până data viitoare, îți doresc multă sănătate și multă, multă înțelepciune. Schimbă-ți viața, luptătorule!